Când am slăbit eu 40 de chile, acum sunt la nivelul, cum zici tu, parcă sunt gimnastă, sunt la nivel 200 de grame în fiecare zi, dacă n-am coborât, ăla e groaznic, da? Și dacă nu cobor, îmi jumătățesc. Da, faceți ceva ca să coborâți? Da, mâncarea de la prânz deja am înjumătățit-o. A, stai pe drumul cel bun. Păi scoateți... De dacă am mâncat covrigii tăi. Scoateți-o și pe aia de seară. Nu pot, nu stai. Stai să ne lămurim. La seara ce mâncați? Nu stai. Stați, domne, puțin. Seara ce vă grăbiți așa? Cireșe și... Păi cireșele îngrașă. Îngrașă. Cireșele? Hai, mă, mare. Pe cuvântul meu, domnule... Sunt doctor în calorii, este calorii, ce? Calorii, nu. Bune și calorii... Nu. Calorii pentru îngrășare și calorii, calorii. Are multe. Și cireșele calorii. Cum sunt? Nu sunt pentru îngrășare. Carne de porc, carne roșie. Deci există calorii, că mai am eu pe cineva care se spune că sunt grade 0 grade reci și 0 grade calde. Nu. Pe așa și mi-ați zice că sunt calorii slăbit, care îngrașe și calorii... Hai să că nu mai vorbim după. Când am slăbit 40 de chile, când am hotărât atunci, aveam o din ăla, barem cu caloriile. Adică, ce cât are? Da, da, da. Și lumea pe care treceam era plină de calorii, da? Când vedeam alune, este alune. Și de aici mi-am amintit de vacă. Problema fundamentală la aia era să-mi umflu burta. Problema asta era că poți să mănânci o bucată, o trei alune. Mie îmi spuneți. Păi eu la un moment dat mi-am făcut ceva, niște poze la mare. Și când m-am uitat și mi le-a trimis pe mail. Și când m-am uitat la poze, eu nu m-am recunoscut, că nu mai avusesem să mă duc la mare. Dar nu aveam burtă, era minelar așa gras. De. Deci aveam 99 de kilogram. Eu care n-am avut în viața mai mult de 80-84 de kilogram. Și primul lucru pe care l-am făcut a fost să scot masa de noapte. Eu mâncam la 1-2 noapte, nu mâncam până atunci. Noapte. După emisiune mă duceam cu oancea, mă duceam cu... Se vor uita toate doamnele la emisiune. Ascultați-mă, la 5 jumate se mănâncă, nu se mănâncă la miezul nopții. Nu înțelegeți că eu mâncam și așa am ajuns și știți ce am făcut, da? Ce? Am scos masa de noapte. Nu e obligatoriu, o scoți nu, la... Domn. Păi nu, mâncam la 1-2 noapte. Stați o secundă. Da. Și în locul mesei, când ajungeam acasă, că nu mă mai duceam în altă parte ca să nu mănânc, ajungeam acasă și aveam o cană de aia mare de iaurt de grăsat. Era iaurt. Trebuia să păi ia una n-avea, e zero, era de la... Trebuia să bei o sticlă de apă. Stați... Bine, după ce eu mâncam trei feluri de mâncare, beam o sticlă de apă. Și stați o secundă și beam, mâncam iaurtul ăla, cana aia de iaurt cu lingurița ca să mă satur, și după care mă culcam repede că mi se făcea foame. Și am slăbit, cred că vreo 15-16 kg într-un timp foarte scurt, dar am scos masa aia de noapte. Nenorocirea este că te îngrași foarte repede. Mai ales la anumită vârstă. Da, nu la anumită vârstă, depinde. Ba da, ba da. Unii pot mânca... Da, ți-a plăcut asta? Nu, te îngrași foarte repede și te îngrași și cu aer și cu apă. Am coborât, am ajuns acum câteva zile la 81,700. Azi dimineață aveam 81,500. Tu mi-ai dat covrig și m-a luat dracu. Nu mai pot. Da. Sunați-l parafat. Ești de acord cu mine? Doamne, cum era aia? Parcă ce sunt fotomodel. Da, exact. Aia fotomodel care scântăresc aia, frunza de varză, de salată. Doamne, câte ăla. Bun. Și care, de ce ați fugit cel mai tare și vă plăcea în același timp? Cireșele îngrașe. Vă garantez eu 100%. Mă rog. Care erau... Îngrașe ca îngrășare. Ce fel de mâncare? Nu îngrașe ca îngrășare. Au calorii. Vrei să slăbești, nu mănânci cireșe. Nu au calorii pentru grăsime, Marius. Nu pentru grăsime, dar vrei să slăbești, nu mănânci cireșe. Bun, nu păi mănânci, te îngrași și mâncând portocale, că au zahăr. Ce e mai rău, mai bine mănânci slănină. Care erau alimentele care vă plăceau în perioada aia cel mai tare și aveau foarte multe calorii? Înghețată. Poftim? Înghețată. A, este dezastru. De fapt, ați rămas un copil. De ce vezi, mă? Un copil care s-a maturizat mai... Înghețată, în rest nu mă interesează. Înghețată, ajut pe cuvântul, deci pe bune. Eu pot să stau 5 ani fără să mănânc înghețată. Păi, dacă, depinde. Fiecare cu ale lui. Serios? De exemplu, eu nu mănânc pâine deloc. Deloc. Nici eu nu. Păi de-aia mănânc acum, pentru că când am câte emisiune cu tine și dai covrigi, ceea ce ar trebui să-ți interzic, când să zic, atunci organismul... Dar de unde? Da, vă rog, spuneți până acolo. Organismul simte nevoia de pâine, că n-ai cum, trebuie să mănânci. Odată, eu nu mănânc deloc pâine. Mm-hmm. Nici dimineața, nici seara.
trebuie să spunem că noi mâncăm covrigi aia de obicei, aia în vin, cu sare, aia sunt ceva. Aia porcării, erau mai buni. Porcării, dar geniale, adică aia mănânci ca pe... și de unde pasiunea asta pentru înghețată? Nu știu. Din copilărie, că la Găgești n-aveam înghețată. A, și copilul care n-avea și... Păi cred că am mâncat înghețată când am terminat facultatea. Așa ați rămas cu pofta asta de... Da, nu știu. Păi și când ați fost acum în Franța, n-ați mâncat înghețată? Nu, că nu mai mâncat. Poftim? Păi noi era avantajul că nu mai mâncat doina. Și atunci azi, bă, dacă nu mănâncă ea, nu, n-am fost în Franța, n-ați mâncat-o. Nu, nu, și nu. În Italia, când ați fost, n-ați mâncat înghețată. Da, dar acum când am fost, n-am mâncat. Nu, acum chiar am mâncat numai salată de la Carrefour. Știu că râzi. Băi, chemați pe cineva, că nu mai pot, Doamne. Cum era, parcă aș fi vedetă? Și aia, caz de targă, jur. Parcă sunteți Bianca Drăgușean, mă rog, cineva, și vorbește despre dieta aia, că nu are de la 81.700 la 81.500. Și din cauza covrigilor tăia, iar am luat 500 de gram. Vorbim în fiecare zi de 30 de ani, dar asta nu știu. Iar am luat 500 de gram, erau ar dracu. Trebuie acum să faceți mâine. Unde ați luat, Doamne, 500 de gram? Din cauza covrigilor. De la 100 de grame de covrigei? La pâine face, înțelegi? Mâine ia trebuie să, noroc că nu mai, și nu mai vine la să împart. Că e o șmecherie, că eu am numai două felii tot de 20 de ani, două atâta. Bun, când a slăbit în perioada aia 40 de kilograme, făcea și sport? Da. Altfel nu slăbești. Ce făceați? Not? Nu, atunci alergare cu toate, chiar am făcut... Alergare sau mers alerg? Și nu, alergare, la un moment dat am ajuns să alerg alergare, chiar alerg. Eu, Doamne, aș da orice să văd filmarea când alergați pe București. Am alergat și pe Beijing, m-a trezit la... Aveam întâlniri la ora 1. Imaginați pe Cristoiu alergând pe Beijing, Doamne. Deci la câva ați trezit în Beijing? Păi la ora 8 aveam întâlnire și mă trezeam la 6 și ieșeam din hotel în training și alergam pe străzi. Până la 7 sau ce da, oră? Da, da. Era obligatoriu. Câți kilometri alergați? Eu, mi-e greu să Marius, odată să facem o lecție despre cum sfătuiesc eu. Eu aveam oră. De exemplu, eu am stepper acum ca să mă uit numai jumătate de oră. Pe stepperul ăla? Nu am... Ăla, da, adică eu sunt pe postați, eu nu pot să lucrez în timp, adică, și atunci era și la ăla. Ploua, ningea... La ora aia făceați, da, alergați. Atâta, da. Și s-au mâncat mărul la Academia Română. Câte mere mâncați? 3. Acum n-am și mai... nu mai mâncați nimic după merele, trebuie să le spunem oamenilor. Nu. De exemplu, pe mine m-au mușcat meduzele, 5, nu-i foarte important. Dacă ți-ai înjurat site-ul Meduza, era normal să vă muște meduzele. Nu, stai să te explic de unde a pornit, da? Așa. Deci eu nu sunt mare sportiv, da? Dar m-am hotărât așa, că trebuie să fac o postață. Aia, acolo, da? Băi, indiferent ce o fi, nu ies din apă până când nu fac 300 de metri. După 20 m-am mușcat prima meduză. Bă, am zis, nu ies de aici și dacă mor. Și după, și ălea văzând că eu nu ies, că eram singur, că toată lumea nu ieși, mai... nu stătea în apă, că erau meduze. Da, văzând. Și a stat și până ați făcut... 5 m-am mușcat. Știu că 5, dar a stat... Până am făcut restul. De, băi, câți... 300 de metri, atât. 300 de metri. Păi așa aveam, azi 300 de metri. Și eram fericit. A doua zi am făcut... Și cum măsurați metri? Păi nu aveam o din ăla, dintr-o parte, într-alta. Am înțeles. Luam niște tipe de pe plajă, cum să zicem, pe nu, e foarte interesant. Doamne, ferește, da. Deci ce-mi spuneți, e ceva... De ce? Era foarte interesant. Este o lecție foarte bună de viață. Și asta cu înghețata, pot să stau ani de zile fără să mănânc înghețată. Asta pentru că nu știi ce e înghețată. Dar știți de ce nu am avut cu dulciurile eu niciodată? Pentru că mama făcea două prăjituri, una de Crăciun și una de Paște. De obicei plăcintă cu mere și mai făcea cornulețe. Nu le-am avut cu prăjiturile. Da, când eram copil, mâncam și eu după trebuie înghețate. Trebuie să telespectatorilor că unii ca mine au predispoziție. Alții pot să mănânce kilograme, da? Cel mai tare era când, știi că eu rămân în istorie, că am slăbit, nu cu alte cărți. Nu. Și îmi scriau tot felul de cucoane. Nu faceți pe modest, nu, așa. Nu, tot felul de cucoane, mă jură cine. Da. Așa? Nu vă jură nimeni. Spuneți. Tot felul de cucoane care spune așa, dacă fac sport și apoi mănânc o găleată de frișcă, adică, Marius, ce făceai tu? Păi nu, asta e o greșeală. Ascultă sfatul meu. Da. Este o crimă. Ce?
să mănânci la 1 noapte. Totul se duce în calorii, totul, că te culci. Nu v-am zis că m-am trezit în pozele alea, că eram inelar? Da. Ca o lipitoare inelar. Eu chiar și... Păi chiar mai îngreșeasem de obicei un kg de aproape 20 de kg. Cireși, 20 de kilograme, pentru că făceam emisiune, ziua n-aveam, mă trezeam târziu, n-aveam timp să mănânc și noaptea mâncam ciorbă, felul 2 și desert. A, și gustare. Păi și când Dumnezeu dormeai? Păi băi, până mai stăteam, mai luam, pă la 3-4 dimineața, întotdeauna. Da. Maxim un 6 mănânc alea pomnul de cireșe și un ardei cu brânză și după asta... Un ardei cu brânză? Cu brânză de vaci sau cu brânză? Nu, cu aia de, nu cu telemea de vacă, cu telemea de oaie. A, cu telemea de oaie. Ui, puțin. Nu, are multe calorii telemea de oaie. Mai speria, ce vrei să nu mă mănânc deloc? Păi nu scoateți ori cireșele, ori telemea. Și te zice Cora să mergeți pe jos până acasă că slăbiți 200 de grame. Da. Să meargă pe jos acasă că arde 200 de grame. Doamne, nu, ce spuneți e dincolo de... Adică eu nu sunt... Nu mai ales sunt bulversat. Ca să închei, tu ai observat omul modern? Deci da, în loc să meargă 200, meargă pe jos până acasă și se duce și trage la fiare. Asta e, deja dai în altă... Este? În altă chestie. Nu, trebuie să mănânci echilibrat. Da, eu mănânc foarte puțină pâine, grăsime la Crăciun, nu, dar și nici de regulă atunci. Nu... Și mănânc foarte puțină carne. Eu mănânc rar carne. Carne rar albă. De tot. Nu, mănânc carne de curcan, de țară sau pui de țară. Păi, aia e carne albă, nu roșie, da, nu porc. Roșie, nu porc. Roșie când și când, la vreo chestie excepțională, dar mănânc cum am dat eu sfatul apropo de vacă și ordonanța de urgent, închei. Da. Când vrei să slăbești, trebuie să mănânci multe frunze. Să umflă stomacul și ai impresia că ai asta mâncat. Și varza e bună, ce să mănânci frunze? Mai bine mănânci o salată varză. Vinetele au calorii? Nu. O, e legumele, nu. Dar salata de vinete are. E ulei. E cu uleiul. Păi aici am învățat de la Mihaela Bilic. Prima dată mi-a zis, cred că acum 20 de ani. Eram eu cu chestia asta. Bine, dar eu stau mai bine ca dumneavoastră. Că eu am 84 de kg la 1,90. Tu ești tânăr. N-ai predispoziție. Da, dumne, toți avem. Cei mai mulți au predispoziție. Și Mihaela mi-a povestit că îi ziceam eu, uleiul de măsline sănătos. Culmea e că noi până la decembrie 89 mâncăm ulei de floarea soarelui, da, că nu existau. Dar chiar așa, de ce eram pe altă planetă? De ce nu aduceam ulei de măsline în România totuși? Că toate țările mediteraneene și Occidentul mâncau ulei de măsline. Păi n-aduceam noi cafea de apoi asta. Dom'le, cafea mai venea, dar pe bune, noi am trăit totuși pe altă planetă în România. E greu de explicat tenor de azi cum a putut să... Nu, e greu de explicat și pentru mine. De ce n-aduceau ulei de măsline? 88, 89, 87... A, aia au fost anii, nu. După 85, după 85 până 89, a fost dezastru. E greu, nu, nu cred e că... E greu de... Aș adăuga la mai experiențele Darii, da. De viață faptul că m-am mușcat meduzele și am trăit perioada aia. Pe la 75 de ani, până am urmă, m-am mușcat nicio meduză. Da, m-am mușcat și am purtat pălărie. Dar apropo de asta, nu știu dacă știți pe Bogdan Naumovici, îi povestea copilului cum era pe vremea Ceaușescu, în generație cu mine, Bogdan. Și zice, și povestea că seara era un program de televiziune, o oră, jurnal, două ore. Și fiul său i-a zis, și după aia ce făcea? Stăteați pe net. Da, Marius, că vrei să spun următorul lucru. După tu aia băgați pe net, da, stai. Da. Stai. Nici nu știu tinerii de azi ce înseamnă fericire. Deci îți lua curentul la ora 6. Brusc. Băi, și când dea drumul la... Doamne, Dumnezeule, parcă l-a apucat pe Dumnezeu. Este dat când vedeai la toate luminile. Mamă, și când, se băgă, când era apă caldă, se auzeau chicote în tot cartierul, pe la ferestrele, da, blocurilor. Da, asta era fericire. Deschideau ferea... Și acum avem curent și avem net. Și... Da, era un fel de fericire, adică era... Nu am dat un exemplu. Deschideau unii fereastră, ce au venit apa caldă și afla din gură în gură până... Ca să devină intelectual. Geniul lui Solzhenitsyn, nu o să uită asta, că... O tema rușilor, ca să fim putiniști, este ce-i fericire. Și în o zi din viața lui Ivan Denisovici, el ajunge în lagăr și în lagăr găsește o sârmă. Și zice, și era fericit și gândea el înainte, găseai sârmă, da? V-am mai spus, un scriitor sovietic care a trăit și în perioada rusească a spus următorul lucru. Băi, când îi aduceam iubite niște pantofi din RDG, Fai de capul meu.
Ce fericire, acum de unde se aducă? Dacă luam să bea nechezol, dacă făceai rost de o pungă de cafea... Era o păi azi ce înseamnă fericire. Da, uite ce înseamnă fericire. Eu mi-aduc aminte, am fost în Brazilia, o să râdeți. Da. São Paulo, Rio de Janeiro. Da. Am fost și la Lima și la Asunción, în Paraguay. A fost o vizită oficială, da. Mă rog. Și știi ce am băgat eu? Că mi-a zis mama și... Știi ce am luat eu în toată valiza? În Brazilia? Cafea. Cafea. Da. Adică stau și mă gândesc acum, Dumnezeule, bine, nici nu era foarte multă cafea bună la începutul anilor 90, dar era o, trebuie să recunoaștem, era o chestie care ținea de fericirea din înainte de 89. Deci eu n-am putut să dorm noaptea, pentru că am luat valiza, eu căram din oraș în oraș și când am deschis-o seara, când am ajuns în cameră, mirosea cafea, nu puteai să dormi, pur și simplu. A, și m-am oprit pe Rio de Janeiro, am zis, mamă, cred ăștia că fac contrabandă, zic, am transpirat tot. Căutau să vadă dacă am un pistol. Și aveam valiza plină de cafea, dar cafea braziliană. Deci Dumnezeu. Rămânem la ideea că fericirea este o chestiune de raportare. Total, de acord. Așa este.